Pentru mine este inacceptabil să văd că niște militanți pe care îi încurajez să-și exprime opinia mint. Obiectivul acestui proiect este acela de a consfinți o suprafață importantă din Parcul Tăbăcărie ca suprafață de spațiu verde. De îndată ce vom utiliza un euro din bani europeni, nimeni nu va putea să-i mai schimbe destinația acestui spațiu verde. Ca să înțelegeți ce își propune acest parc de miniaturi, vorbim despre o creștere a suprafeței de spațiu verde. Cum? Desființăm aleile betonate existente și creștem suprafața de spațiu verde. Aducem pământ vegetal, schimbăm topometria locului creind, dacă vreți, un mic heleșteu, introducem un sistem de irigații, sistem de iluminat, sistem de siguranță, profitând de acest prilej care se numește Parcul cu miniaturi. Cine este pentru? Împotrivă? 15 pentru. Abțineri? 4 abțineri. Este pentru mine nu doar ca primar, ci ca locuitor al cartierului Tomis Nord, ca un loc în care am crescut și pe unde m-am jucat, este un proiect de suflet. Am vorbit cu vecinii mei, am vorbit cu cei în jurul cărora am crescut și toți, după ce au primit explicațiile necesare, nu dezinformările aruncate în piață, au spus că este un proiect foarte bun pentru ei. Acest proiect este extrem de important pentru orașul nostru, pentru că utilizând o sumă de mai puțin de 25.000 de euro din banii noștri ai constanțenilor, putem avea 2 hectare de parc redate oamenilor. Nu ne-am propus distrugerea parcului și a spațiului verde, ci din contră, conservarea lui și, dacă vreți, îmbogățirea orașului nostru cu această zonă și cu o nouă atracție turistică. Este o zonă de parc în care se vor putea plimba, se vor putea odihni, se vor putea bucura de soare în anumite zone, vor putea sta la umbră în alte zone, vor avea internet, iluminat public, camere de supraveghere, cu alte cuvinte, o zonă în care astăzi nu merg nici locuitorii din Tomis Nord, nu mai vorbesc de turiști, va deveni un punct de atracție atât pentru locuitori, cât și pentru turiști. Evident că va avea și o componentă de promovare acest proiect. După cum ați văzut, noi am postat pe site-ul, pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Constanța, un filmuleț ce prezintă acest proiect. Vreau să vă spun că multe percepții s-au schimbat după publicarea acestui filmuleț.